fetelor, la Sabina îi trebuie o mânecă frumoasă, bufantă, repede, am să vă arăt și vouă. Deci luăm tiparul de bază și o copiem. Copiem tiparul nostru de bază, care este făcută, bineînțeles, pe măsurile noastre sau pe măsura clientei. Și totdeauna măsori, de aici este capul mânecii, deci vârful mânecii, și de acolo măsori lungimea care ai măsurat-o. În cazul nostru o să fie vorba de o mânecă de, să zicem, 60 de centimetri, un exemplu. Totdeauna la mânecă îi lăsăm și tivul mânecii, să avem grijă. Și aici am să cobor din mijlocul mânecii, am să semnez mijlocul ei. Și aici, de la mijlocul mânecii, am să semnez pe cele două părți lărgimea mânecii. Dacă este vorba de un tricou sau un ceva stretch, atunci poți să o faci așa ca să-ți iasă mâna. Dacă nu, trebuie să-i lași lărgimea care, dacă, ca să treacă peste mână, pentru că atunci nu poți. Deci, în cazul nostru, fiind vorba de o mânecă la care o să-i pună niște năsturași sau stretch, deci, să zicem, o să fie 24 de centimetri. În cazul în care 24, atunci pe o parte punem 12 centimetri și pe aia parte 12 centimetri și unim cu partea de sus. Totdeauna să aveți grijă să măsurați bine, să nu vă fie strâmtă mâneca. Partea aceasta care este mai răscroită un pic este fața. Și aici, la răscroitura aceasta, am să unesc aceste două puncte. Ca să lărgesc mâneca, voi coborâ de sus, cam 80 cm, voi coborâ de la capul mânecii, cam 10 cm. Și aici, în partea asta laterală, o voi împărți, voi fixa 3 puncte. Deci astea trei puncte nu este lege ca să fie chiar atâta cât... Deci fiecare după preferințe. Să zicem 4 cm, 6 cm și 9 cm. Deci 4, 6, 9. Tot așa vom face 4, 6, 9. Și acum aceste puncte voi uni cu punctul până unde am coborât. Deci fix cu acel punct am să unesc fiecare. Tot așa voi uni și în partea aceasta la altă. Scot mâneca mea, pentru că va trebui să o pun sau direct pe material sau pe o altă coală de hârtie ca să pot executa tiparul corect. Înainte de a o tăia și voi pe material, totdeauna să verificați că ați făcut bine. Partea din față totdeauna este mai răscroită cu un centimetru, un centimetru jumătate. Deci partea din față. Și acum vom intra până aici, voi coborâ până unde am semnat aia 10 cm și voi deschide aceste, așa cum facem noi de obicei, voi deschide aceste puncte. Deci nu voi merge cu tăietura până la capăt ca să nu o tau. Deci tot așa voi face și pe partea aceasta dată. În aceste cazuri, când facem aceste mâneci, atunci numai partea de sus o să fie mai largă
Și partea aceasta de jos o să fie normală, deci după mână. Deci acum dacă o punem pe material sau hai să căutăm un material. Nu am găsit material, nu face nimic, vă arăt pe hârtie și voi trasa o linie dreaptă și frumos voi lua mâneca mea și am să o fixez un punct la mijloc aici. Eu am să o și lipesc aici ca să nu mi se miște. Deci am fixat punctul acesta și voi avea grijă, deci aici cum o lipesc, ca distanța mea aceasta să fie egală pe cele două părți. Cam 12-13 cm o să fie distanța aceasta. Bineînțeles că fiecare dintre voi cât o vrea de largă, ca să fie partea aceasta de mânecă. Partea aceasta nu are nicio relevanță dacă nu o lipiți. Deci importantă este partea aceasta. Și de la punctul acesta, ca să măresc capul mânecii, mă voi mai urca încă 10 cm. Este vorba deci de o mânecă bufantă. Deci o mânecă 5. Cine nu vrea, nu se urcă așa de mult. Deci, dacă te urci așa, vei ști că ai o mânecă foarte largă. Putem să deschidem mai mult. Că atunci, dacă o deschid numai atât, atunci capul meu de mânecă, să vedem ce distanță am deschis acum. Cam 10 cm am deschis, 10 cm pe o parte și 10 pe aia altă. Deci 10-10. Măsurăm. Deci aici de aia îți arăt așa ca să vezi că tu poți ca să faci ce mânecă dorești. Deci cât de largă dorești mâneca ta. Deci ca să fie. Aici să încerci, dacă lipești așa, ca să fie cam la aceeași distanță. Și acum merg cu această distanță, merg așa cu ea, și rotunjez mâneca mea, ca să fie, să aibă o formă frumoasă. De-aia am zis că aici astea nu au relevanță, pentru că pe mine mă interesează lărgimea frumos și mă interesează finalul. Semnez totdeauna unde vine partea de... Aici fiind vorba de o mânecă mare. Așa. Deci mijlocul am fixat și aici câți centimetri. Dacă nu vrei ca să fie așa de sus, atunci nu te urci 10 cm, te urci doar 5 cm.
Și aici frumos, dar de ce vreți o mânecă, atunci vine frumos îngrețită. Cam aici mai mult la capul mânecii. Deci capul mânecii să fie întotdeauna să fie rotunjită. Dacă vrei ca să-i faci cute, atunci totdeauna să semnezi. Dacă o mânecă din această largă vrei ca să faci cu cute, atunci îi dai un semn, tot așa. Să zicem că vrei să-i faci două cute, atunci semnezi așa. Este foarte simplu. Măsori distanța să fie egală la orice mânecă. Deci, să zicem că tu nu vrei să încrețești, vrei să-i faci două cute sau trei și atunci frumos până la mijloc îi pui prima pensă, dar atunci nu trebuie să tai, vezi, prima dată trebuie ca să-i faci aceste, ca să ai acea rezervă, înțelegi? De exemplu, dacă eu acum aș face așa și restul să fie, deci nu am materialul, deci totdeauna când faceți un tipar. Deci aceasta este tiparul pentru o mânecă bufantă încrețită. Bine, cred că v-am ajutat. Deci aceasta nu este pentru aceasta. Când o să facem un alt model, să aveți o zi frumoasă!